încep prin va adresa o întrebare legată de fondurile europene. Știm cu toții că anul 2013 a fost un an destul de bun din acest punct de vedere, în comparație cu perioadele anterioare. Care sunt țintele din punct de vedere al absorției fondurilor europene pentru anul 2014? Eu nu formulez ținte în cifre. Pentru mine ținta este acela ca până la sfârșitul anului viitor să nu lăsăm nimic la Bruxelles și evoluția este bună. Haideți să plecăm de la două cifre care ne spune pe unde ne situăm. De exemplu, pe axa principală pe care absorbim fonduri europene, care vizează cu infrastructura de apă potabilă, apă uzată, avem 120% supracontractare, adică 20% mai în plus. Este bine pentru că e spațiu mai mare de achiziții publice și putem să acoperim. La ora actuală, pentru că noi finanțăm proiecte locale, companiile de apă au pentru bugetul integral pe postul mediu pe apă 80% achiziții publice făcute, adică mai rămâne un 20% spațiu liber. Probabil că acesta se acoperă, dar pentru că vorbim de un proces în timp și din păcate în unele proiecte de apă și canalizare credem că sunt valori sublicitate, pentru că legea achizițiilor publice e puțin deformată și atunci au câștigat de foarte multe ori companii care au venit cu prețuri sub rentabilitate. Unele programe pot să se gripeze. Și atunci ce facem? Ne-am decis ca bani de la Ministerul Dezvoltării Regionale, proiecte care sunt la Ministerul Dezvoltării Regionale, care inițial erau la Ministerul Mediului sau în alte zone, la Ordonanța 7, la 544, sau în fondul de mediu, unde sunt încă proiecte viabile, compatibile cu fondurile europene, care pot fi transferate către postul de mediu, să le transferăm, să încărcăm cât mai mult supracontractarea, pentru că aceste proiecte de obicei au deja achiziții publice făcute, deja derulează și au nevoie de resursă financiară. Și atunci dacă ei sunt compatibili cu companiile regionale de apă, cu asociațiile intercomunitare care înglobează în proiectele și masterplanul general, putem să cheltuim banii și asta facem. De exemplu, acum cu Apele Române lucrăm ca pe axa care vizează bugetul pentru infrastructură de apărare împotriva inundațiilor și eroziunea costieră și acolo să mergem pe supraîncărcare. Pentru că poate luăm de la alte axe dacă nu merg bine proiectele. Pe deșeuri, de exemplu, contractarea este 120%, dar achizițiile pe 50%. Acolo e o problemă și mai mare pentru că cumva la nivelul asociațiilor intercomunitare, procedurile locale se merg destul de complicat și atunci, ok, nicio problemă, derulați proiectul, dacă e continuat pe postul următor, dacă să nu pierdem banii, aducem alte proiecte pe care le cheltuim. Și atunci eu cred că sfârșitul anului 2015 ne va prinde cu mici pierderi dacă ritmul rămâne același. Deci lunar absorbim 60-90 de milioane de euro sau chiar mai mult, depinde de aceste încărcări și ne vrem să încărcăm cât mai mult. Realmente să fie o perioadă în care nu bugetul statului, ci bugetul din fondurile europene să preia principalul suport pentru investiții. Am înțeles. Aminteați mai devreme de fondul de mediu. Sunt o serie de programe derulate prin administrația fondului de mediu, din fondul acela de mediu. Unul dintre programele cele mai importante, sau cel mai vizibil, să spun așa, a fost cunoscutul program Rabla. Ce se va întâmpla în acest an cu programul Rabla și când va începe? Am observat că în ultimii ani de zile ne-am obișnuit cu cuvântul Rabla foarte mult. Îmi aduc aminte de premierul Tăriceanu care spunea programul național de înnoirea parcului național auto și eu cred că acela este titulatura cea mai corectă pentru că, de exemplu, anul trecut s-a observat că am reușit să scoatem mai mult de 19.000 de mașini vechi din circulație, dar pentru că sistemul cu tichetele printate, date prin rematuri, nu că n-a funcționat, n-a fost destul de atractiv sau oamenii așteptat prea mult să comercializeze acele tichete, putem să spunem că 40% din totalul de 19.000 de mașini a rămas neacoperită cu mașini noi. Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că până la urmă o parte importantă a oamenilor care au fi vrut să cumpere mașini noi s-au dus către second hand. Și atunci anul acesta face următorul lucru, tichet electronic,
se desfășoară numai prin comercianți autorizați de mașini noi în România, fără discriminare, toată lumea, și fiecare comerciant are dreptul printr-un terminal cu datele mașinii vechi care se casează, cu datele proprietarului sau celui pentru care se cesionează acel drept, odată și o singură dată, că se poate, să se încoarce în sistemul național și să prindă un tichet electronic. Și acel tichet electronic este valabil pentru o lună de zile. În acest timp, în primele 5 zile, trebuie să caseze mașina și să scoată din... să radieze și încă în 25 de zile, cel mult, să se încheie contract pentru achiziție de mașini noi. Dacă nu se întâmplă, merge înapoi în coșul central și poate să tragă altcineva din sistemul național. Adică am făcut-o mult mai dinamică, în care nu mai există distribuție pe nivel județean și redistribuie, ci pur și simplu clientul, dacă vine la dealer, dealerul are dreptul până, să zicem, la cifra infinit. Să tragă, numai să poate să confirme prin date oficiale mașina care se casează și cumpărătorul. Și aceste condiționalități, dacă nu se întrunesc într-o lună de zile, etichetul electronic se duce înapoi. Etichetul va putea fi transmis și alt cuiva? Va putea fi transmis pentru un singur transfer și va fi în felul următor. Poate să fie etichetul electronic rezervat din sistemul național dacă de la început se spune mașina și proprietarul sau mașina și persoana pentru care s-a cesionat. Și atunci ai dreptul. Dacă se schimbă aceste condiții, una din condițiile, automat se pierde etichetul. Adică dacă omul e hotărât să cumpere mașina nouă și să ducă o rablă, sau omul e hotărât să predea o rablă și pentru un prieten să ofere acest avantaj financiar, poate să facă, dar de la început. Iar ca vechimea mașinii? Rămânem cu același lucru, deci înmatriculate înainte de 2007 și mai vechi de 8 ani de zile. Mai vechi de 8 ani de zile, dar înmatriculate înainte de 2007. E tardiv să vă întreb dacă la anul va mai fi programul Rabla? Cred că este tardiv. Eu nu cred acum. Erau voci în piață care spuneau că nu mai văd această utilitate. M-am întâlnit imediat, pentru că aveam un calendar foarte restrâns pe Rabla. Am invitat Asociația Producătorilor. Au venit aici și s-a întâlnit cu Fondul de Mediu toți reprezentanții aproape tuturor producătorilor, dar oricum era și asociația lor aici și au discutat elementele tehnice de Rabla. Nimeni nu și-a exprimat un punct de vedere că ar trebui să se oprească și eu cred că nu trebuie să se oprească pentru că încă avem un procent semnificativ de mașini foarte vechi și dacă acest sistem funcționează, atunci aduce un beneficiu. Va exista programul Casa Verde în 2014? Au fost perioade complicate la administrația Fondului de Mediu, dar se pare că s-a reușit ca să ai un spațiu de buget destul ca să începem să regândim Fondul de Mediu. În primul rând, dacă reușesc să duc proiecte de apă și canalizare către fonduri europene, acolo mă eliberez de anumite obligații contractuale. Am o resursă în plus și dacă avem o ordonanță de urgență pe reeșalonă și asta înseamnă că o să am un spațiu pe care pot să mă joc și sigur va fi anul acesta Casa Verde din cifrele pe care le văd la ora actuală, odată proiectele încă depuse și neonorate. Pe de altă parte, să facem și un nou chemare de proiecte noi și va fi adresată probabil persoanelor fizice. Am cerut și un calcul financiar care ar fi impactul persoane fizice sau persoane juridice, dar la persoane juridice numai instituții de învățământ, spitale, creșe, cămine de bătrâni și centre de plasament pentru copii. Să vedem impactul, pentru că impactul este acela să avem beneficiu cât mai mare, nu să se monteze ceva de dragul să fie, să spunem că avem o instalație pe casă sau pe instituție cu energie regenerabilă, dar până la urmă pe nota de plată finală a respectivii gospodării sau instituții nu se vede diferență și atunci înseamnă că banii aruncați pe geam. Am cerut ca perioada următoare să analizăm aceste aspecte financiare și atunci spre vară cred că putem să lansăm noi seturi dacă vedem că totul este sigur. Eu vreau ca Fondul de Mediu să recâștige vigoarea aceea pe care o avea de a oferi
în România un buget investițional și în zone care nu pot fi acoperite din fonduri europene, din bugete de infrastructură mare. Probabil că vom lansa și un proiect nou pentru zona urbană, orașe, municipalități mari care vizează infrastructura de transport cu biciclete, care poate să însemne și infrastructura rutieră, dar și echipamente speciale de sharing. Să vedem, acestea le vom analiza. Avem proiecte și interesul meu este ca fondul de mediu să se diversifice prin activitatea pe care o desfășoară, să fie foarte transparentă. Aș dori acum să trec un pic pe alt domeniu, cel al biodiversității, al mediului înconjurător, al felul în care respirăm aerul din București, din orașele țării. Ce se va întâmpla în acest an cu Delta Văcărești și care este stadiul retrocedărilor din zonă? Stadiul retrocedărilor. Retrocedările se fac prin proceduri în justiție, dar asta nu împiedică ca acest proiect foarte frumos care înseamnă Delta Văcărești să nu meargă înainte. Girul meu politic este dat. Delta Văcărești, ce avem acolo, habitatul acela într-o zonă foarte obscură, dar de valoare foarte mare, trebuie păstrată și trebuie ajutată ca să fie parte din viața bucureștenilor. Și atunci există un feedback pozitiv, probabil că vom avea girul primăriei municipiului București. Dacă se întâmplă lucrul acesta, vom merge în fața guvernului cu hotărâre de guvern de declarare ca parc natural zona respectivă și după aceea tot ce înseamnă alte aspecte juridice, terenul și așa mai departe, deja vom avea un cadru legal de utilizarea terenului și de acolo vor deriva și alte lucruri care sunt închiderea poveștilor pe retrocedări sau compensări sau sunt o altă zonă. Din punct de vedere al ministerului pe care le conduc, la ora actuală mă interesează ca să garantăm Bucureștiului ca această zonă interesantă să rămână ca un izvor de biodiversitate și ca un fel de școală pentru noile generații, pentru că bucureștenii trebuie să înțeleagă că au lucruri inestimabile chiar în vecinătatea lor. Aveți așa o estimare cam când putem vorbi despre Delta Văcărești, aria naturală protejată? Probabil că dacă avem un feedback cât mai rapid din partea municipalității București, atunci primăvara vom închide cu arie declarată. În legătură cu timbrul de mediu, există planuri de schimbare acestuia în viitorul apropiat din partea Ministerului Mediului? Pentru mine este un copil moștenit. Asta înseamnă că doresc să înțeleg tot ce înseamnă la ora actuală proceduri legate de timbrul de mediu. Vreau să înțeleg dacă sunt acțiuni în justiție, care sunt argumente, contraargumente, ce se întâmplă și probabil, dar mai întâi, dacă mă gândesc la fondul de mediu, pentru mine interesant să vedem programele și după aceea ne apropiem și asupra acestei probleme. Dar probabil că ne va ajuta foarte mult și justiția în a merge către o decizie dacă va fi necesară de modificare. La ora actuală nu o văd ca o prioritate pentru că nu face parte din acțiunile noastre. Dar ne întoarcem puțin la fondul de mediu. În fondul de mediu și am vorbit puțin de spațiu urban, de lacul Văcărești și de Delta Văcărești. Am dorit să, ca toate proiectele care au fost depuse pe parcuri și nu vorbesc de zona rurală, ci pe care le avem la ora actuală, să le închidem, adică să le scoatem în gestiune, să fie închise finanțările și să vedem dacă mai avem spațiu ca pentru reabilitări, spații verzi, numai în zona urbană, să deschidem noi oportunități de finanțare, pentru că lucrurile acestea cred că sunt necesare și mai ales să încercăm să găsim ca să fie amenajate noi spații care până acum nu erau în circuitul clasic al spațiilor verzi și a zonei publice. Vom analiza partea aceasta pentru că odată pentru zona urbană este foarte important spațiul verde, calitatea aerului, managementul deșeurilor, infrastructură de apă potabilă, apă uzată. Pentru zona rurală puțin și ați vorbit și de biodiversitate, acolo avem o altă temă foarte importantă, rețeaua Natura 2000. La ora actuală, ministerul lucrează și am văzut că echipele sunt în activitate continuă de a
da custodie, în custodie aceste situri. Pe de altă parte, cu fonduri europene finanțăm pentru aproximativ 40% din total suprafață situri Natura 2000 să existe până la sfârșitul anului 2015 planul de management, adică omul locului să știe dacă ceva se schimbă în viața lui și pentru fiecare verticică de pământ va fi o reglementare sau nu nouă. De obicei nu va fi ceva nou, ci va fi mai degrabă o conservare a stilului de viață în care se întâmplă la ora actuală. Dar ceea ce este în plus, și mulțumesc Ministrul Agriculturii pentru discuția de astăzi și premierului pentru sprijin, vom face o analiză financiară pe sistemul de compensare. Ca să vedem un sistem național ce era însemnat pentru bugetul de stat sau pentru bugetul din fonduri europene și să tragem niște concluzii pentru sfârșitul lunii mai. Adică să veniți cu compensații pentru cei pentru care ceea ce, pentru cei care realmente vor pierde ceva din activitatea curentă. Nu cred că vom vorbi de sume foarte mari, pentru că aici deja foarte multe instrumente agromediu de la Planul Național de Dezvoltare Rurală acoperă acest spectru. Dar vrem să facem o analiză, să înțelegem puțin spectrul financiar, bugetar și mulțumesc colegilor miniștri și premierului pentru că ne susține ca să avem o imagine clară. Vom modela unul pe zona montană și unul pe zona deșes. Și de acolo vom putea să tragem multe concluzii. Eu aș fi fericit ca să putem să spunem că România este capabilă să meargă pe compensare și că Natura 2000 nu va fi numai un element de aspect de protejare a biodiversității, ci pur și simplu un element prin care și comunitatea locală își găsește locul și rolul. Gazele de șist reprezintă un subiect controversat la ora actuală. Care este opinia noastră în legătură cu acest subiect? Gaze de șist este o temă controversată pentru că s-au întâmplat multe lucruri care, din punct de vedere al managementului mediului, n-au fost bine calibrate. În multe țări avem astfel de exemple. Noi ce rol avem? Avem rolul ca să garantăm că orice activitate industrială respectă strict tot ce înseamnă legislație românească și europeană. Pe gaze de șist eu împart foarte clar în două faze total separate. În primul rând, când vorbim de fracturare hidraulică, nu vorbim la ora actuală de așa ceva, pentru că am interzis. Deci fracturarea hidraulică la ora actuală, pentru tot ce înseamnă explorare a zăcămintelor de eventuale resurse de gaze de șist, sunt interzise. Avizele de mediu care au fost date spun foarte clar, chiar boduit, că este interzisă utilizarea tehnologiei de fracturare hidraulică, ce mult se poate utiliza într-un laborator. Laboratoarele sunt pe analiza calitatea rocii pe care poate unii ar dori să folosească. Asta înseamnă o perioadă de 4-5 ani, cel puțin de zile, când România va putea să aibă o hartă națională a zăcămintelor. Dar la explorare mai vreau să fac un comentariu. Nu depinde de Ministrul Mediului, dar este vorba de comportamentul companiilor. Eu nu cred că aceste companii, fără o susținere locală, vor putea să gestioneze această problemă. Nu cred că gestul care s-a întâmplat în sudul Transilvaniei, în zona Sibiului, când au intrat companiile care doreau să facă explorare de zăcăminte pe terenul private, fără consimțământul oamenilor și să se întâmple. Este inadmisibil. Nu depinde de mine, nu depinde de Ministerul Mediului, dar din punctul nostru de vedere nu este moral să se întâmple lucrul acesta și nu este corect. Și aceste companii trebuie să înțeleagă că e pot să aibă succes în România dacă, indiferent că primesc autorizație la nivel local sau la nivel central, comunitatea locală este pe lângă ei. Pentru că dacă nu sunt pe lângă ei, nu o să aibă o șansă reală de a ajunge la zăcăminte. Când vorbim de explorare, explorările nu se difere de explorările pe care face, de exemplu, Romgazul sau alții pe gaze naturale, zăcăminte clasice sau pe petrol, nu diferă nicicum. Pentru că înseamnă furaje simple, dar și fără utilizarea acelor tehnologii care dau nedumerire, fracturarea hidraulică. Vorbim de 4-5 ani. În 4-5 ani de zile sunt convins că la nivelul Uniunii Europene se vor întâmpla încă multe.
4-5 ani de zile deja avem semnale că cel puțin două concerne internaționale testează tehnologii noi care să poată să permită ca acest zăcământ din stratul deșis să fie utilizat. Probabil că aceste lucruri în 5 ani de zile vor repune această poveste în total altă dimensiune și atunci dacă se va fi cerută analiză pe un proiect de exploatare, atunci statul român trebuie să aibă cea mai serioasă rigozitate și să analizeze cu punct cu punct. Am mai zis, este o diferență imensă să vorbești de exploatări de resurse naturale, de exemplu în vestul țării unde ai apă termală, și în sudul țării sau în estul țării. Sunt lucruri diferite. Fiecare proiect în parte trebuie abordat total separat. Pentru fiecare proiect în parte contează, de exemplu, resursele de apă care sunt în zonă, care pot fi utilizate, care nu pot fi utilizate, de ce soluții tehnice sunt și așa mai departe. Deci am o poziție foarte echidistantă și în care spun trebuie să ne îndrume normalitatea. Și compania trebuie să înțeleagă, comunitățile locale trebuie să fie partenere. Dacă nu, n-au nicio șansă, pentru că nici un guvern, nimeni nu poate gira. S-a demonstrat proiecte industriale complicate în România, fără o implicare a comunităților locale, n-au avut nicio șansă. Și despre Roșia Montană, ce ne puteți spune? Proiectul Roșia Montană, s-au schimbat multe. S-au schimbat multe față de ce a fost la începutul 2013, pentru că avem un raport în Parlamentul României care ne dă sarcini. Din raportul acela am făcut parte în Comisia de Roșia Montană. Raportul a fost votat încă de votul final de Camera Deputaților, dar deja a intrat în lucru. Am înțeles, în ianuarie a fost un cat în care s-a discutat de acest lucru. Acel raport spune că prea multe teme tehnice, datele care ne avem la îndemână sunt superficiale și poziția statului român trebuie să fie mult mai clară și analiză mult mai bine făcută, pentru că numai să vă dau, să vă aduc aminte de problema cuvei care a fost semnalată de Institutul Geologic Român. Face parte din problema pe care a abordat-o Comisia din Parlament și care a și decis ca o recomandare să se facă reanalizarea acestor lucruri. De aceea, Roșia Montană e de lucru. Roșia Montană trebuie făcută cu foarte multă chipzuință. Pe de altă parte, Parlamentul la ora actuală n-a decis în favoarea mutării râului Corna din Valea Corna, care asta înseamnă că proiectul, cum este la ora actuală proiectat, n-are cum să fie făcut. Pe de altă parte, există o decizie judecătorească în județul Suceava, care blochează descărcarea arheologică a unei părți importante a investiției. Asta înseamnă că noi nu vom putea emite un punct de vedere pe un proiect tehnic care, până la urmă, n-are în oglindă toate aprobările ca în eventuală avizare favorabilă să poată să intre pe teren și să lucreze. Pentru noi tot ce înseamnă aviz din partea Ministerului Culturii pe descărcare arheologică este una din documentele esențiale. Așa că cine se grăbește pe proiectul Roșia Montană greșește. Roșia Montană trebuie făcută cu chipzuință și în litera legii. Și litera legii este în favoarea cetățenilor. Dar credeți că există posibilitatea ca investitorul să poată da, nu știu, cată statul? Investitorul... Au fost niște discuții. Au fost niște discuții, dar pun eu întrebarea. Investitorul ce argumente aduce când... De exemplu, în justiția română, un act foarte important al lor este suspendat.